Salutare tuturor și bun găsit la un nou video. În clipul de astăzi vom vorbi despre adaptoarele pentru drift și modul în care s-au comportat acestea pe mașină. Înainte de a începe discuția, vreau să vă spun că am primit o grămadă de întrebări legate de când voi face clipul cu pisica albastră. Acesta va veni cât de curând pe canal, s-ar putea să fie chiar clipul următor. Dacă ești nou pe canal și nu știi despre ce este vorba, îți recomand să te abonezi undeva în partea de jos. Vei găsi butonul de subscribe, abonează-te și îți vei da seama despre ce este vorba pe acest canal. Pentru că vorbeam despre adaptare, probabil mulți dintre voi ați observat că mașina nu s-a mișcat foarte bine și nu rupea aderența, mai ales când mă învârteam cu ea în partea dreaptă. Problema mașinii era de fapt un cumul de factori, de chestii noi. Practic, dacă stau bine să mă gândesc, să vă dau un exemplu, era ca și în Need for Speed, când îți schimbai ceva sau făceai un upgrade la mașină, îți lua ceva timp să te obișnuiești cu mașina pentru că, nu știu, mergea mai tare, se controla mai greu. Exact aceeași chestie am pățit-o și eu cu pisica neagră după ce am montat adaptoarele. Și acum, pentru că tot vorbeam despre Need for Speed, cred că majoritatea celor abonați pe acest canal s-au jucat sau încă se joacă acest joc, așa că spuneți-mi în comentarii care este jocul vostru preferat din seria Need for Speed. La final vă voi spune și eu care joc mi-a plăcut cel mai mult. Înainte de asta vorbeam de chestii noi la mașină. Trebuie să vă spun că aceste adaptoare pentru drift fac următorul lucru. La aceeași cursă a volanului, roțile se întorc mai mult. Deci eu, fiind obișnuit cu unghiul de virare stop, probabil eram și eu de vină în comportamentul mașinii, pentru că întorceam prea mult roțile. După ce am montat adaptoarele, mașina nu a fost dusă să-i se facă geometria roților. Eu v-am explicat și v-am spus într-un video că am reglat roțile, deci unghiul lor, l-am reglat doar așa după ochi, nici măcar la funie nu l-am reglat, pentru că există și o metodă de a se regla unghiul roților după funie. Deci probabil problema poate să fie și de aici. Anvelopele, care și acestea au un rol important, nici acestea nu erau foarte strălucite, pentru că nu am avut bani să cumpăr anvelope noi și nici nu se merita să investesc în așa ceva. V-am spus, fiind m-am apucat de proiectul acesta de drift cu pisica neagră, că vor fi făcute toate chestiile pe ea cu costuri minime. Deci anvelopele de pe pisica neagră, în momentul în care m-am învârtit în clipul anterior, nu păreau să aibă o aderență foarte bună. Mulți dintre voi mi-au spus și au observat faptul că mașina era cam ridicată de spate. Într-adevăr, și aceasta a fost o problemă. Eu, odată ce am montat adaptoarele, am fost nevoit să montez roțile cu un cauciuc cu balon mai mic și atunci fața și așa era destul de coborâtă înainte. Acum a fost și mai coborâtă. Eu mi-am cumpărat arcuri sport, însă n-am apucat să le montez pe mașină pentru că am vândut-o. Și încă o altă problemă care ar mai putea influența comportamentul mașinii este faptul că eu în ultimul timp am mers cu mașina fără mufa de la bitmetru. Pentru că odată ce o băgam, mașina părea să se nece, să nu funcționeze cum trebuie și atunci am mers cu ea fără mufă. În mare, cam acestea au fost problemele pisicii negre și cumul de factori care au dus la comportamentul ciudat al mașinii pe pistă. Pot să vă spun 100% că sunt convins că am influențat și eu comportamentul mașinii, pentru că nu eram obișnuit cu adaptoarele, pentru că am modificat destul de multe chestii la mașină. Poate ați observat și voi modul în care m-am învârtit la început, pentru că eu am pus imaginile și când m-am învârtit bine și când m-am învârtit rău. Adică nu am stat să vă arăt doar chestii frumoase și să ziceți voi că mamă ce bine știe băiatul ăsta să se învârtă. Nu, eu v-am pus întotdeauna imagini în care am pierdut mașina, practic v-am arătat modul în care am reușit eu să învăț să fac drift în măsura în care am învățat. Am fost autodidact, n-am avut niciun profesor care să-mi spună vezi că aici greșești sau așa. Deci, probabil că ați observat și voi în clipul anterior, cei care ați rămas până la final, că mai spre finalul clipului m-am învârtit mai binișor cu mașina. Așa că vă mulțumesc celor care ați rămas și la acest clip până la final. Ce pot să vă spun decât să dați un like, să dați un share, să vă abonați la canalul meu dacă nu sunteți abonați și v-am rămas dator cu jocul preferat de mine,
Acesta este Need for Speed Most Wanted, este, din câte mi-aduc aminte, nu l-am jucat de foarte mult timp, însă parcă este de prin anul 2005. Până data viitoare, eu vă salut și vă urez numai bine. Pa!